Și asta o opinie care stă în picioare, eu n-aș fi de acord cu ea până la capăt, în sensul în care eu l-aș schimba pe Daumă. Nu l-aș schimba pe Burleanu, sunt alegeri în 2018, probabil că va fi schimbat atunci. Bilanțul lui Răzvan Burleanu nu este catastrofal, evident că el are și merite la FRF, în orice caz este un președinte superior a ceea ce am avut înainte, dar Christoph Daum nu va duce Naționala României nicăieri. Și ai două variante, după părerea mea. Ori îl lași 10 ani pe Daum, 10 ani menții actuala conducere, să vedem dacă omul reușește să scoată ceva, cu riscul de a nu te califica niciodată nicăieri, ori îl dai afară cu șut astăzi după emisiune. Îl lași să mai uite la emisiune și îl dai afară după. De ce? Pentru că el, în momentul de față, nu face Naționala să progreseze nici de cum. Nu știu dacă poate să o facă, nu știu dacă jucătorii îl ascultă. Sunt foarte multe semne de întrebare aici. În orice caz, la cum a jucat Naționala ieri, a fost ca un meci de Liga a doua în campionatul Bulgariei. Deci n-aveai la ce să te uiți. Este o rușine că meci a făcut o audiență de 16 de rating pe publicul comercial. Este o mizerie. Asta înseamnă doar inerția, doar obligația ca pe vremuri de a te alinia în niște tipare. Te duceai la defilare de 1 mai, îi urai lui Ceaușescu la mulți ani de 26 ianuarie, da, aduceai muierii de lângă tine, deși o detestai un mărțișor de 1 martie, adică sunt clișee și te uiți la echipa națională de fotbal care este un rahat. Da? Sigur, nu numai la noi. Nu, fotbalul este mizerie peste tot. Când mai auzi pe unii că vorbesc de spectacol, că vorbesc de artă, că vorbesc... Și dacă am fi câștigat, ce? Vă întreb. Ăsta e un moment de divertisment pentru care telespectatorul să stea 2 ore prostrit în fața televizorului. 2 ore să se uite la așa ceva. Păi sunt ca niște strungari la care s-au dus și au băgat la menghină și au făcut treaba și au plecat acasă. Și dacă am fi dat-o în poartă odată, ce? Adică este strigător la cer ce am ajuns să facem, de asta noi ne-am și împărțit sarcinile, spuneam, nu poți să te uiți la Naționala României 90 de minute, este peste puterea unui om sănătos la cap.